Oare Dumnezeu când a creat lumea aceasta, nu a prevăzut că va exista păcatul și că vor fi oameni care vor face lucruri foarte rele, lucruri oribile? De ce totuși a ales să creeze această lume? Am găsit un răspuns la această întrebare într-un midraș, un fel de interpretare pornind de la un text biblic, un midraș al unui evreu, al unui rabin care spune așa. A zis Rabbi Berechia că în vreme ce, sau atunci când Dumnezeu era pe punctul de a-L crea pe primul om, El a prevăzut că din acesta vor proveni cei drepți și cei păcătoși. Și s-a gândit, dacă eu creez omul, cu siguranță vor veni în lume păcătoși. Dar dacă nu-l creez, atunci cum vor apărea oamenii drepți? Și atunci cel sfânt, binecuvântat fie el, a îndepărtat de la sine gândul păcătoșilor și unindu-se atributului milostivirii, a creat omul.